Ești ceea ce gândești, Dr. Wayne Dyer. Versetul 61. O țară mare este precum o zonă de câmpie către care curg toate pâraiele. Este rezervorul care primește tot ce se mișcă sub soare. Este principiul feminin al lumii. Acest principiu feminin domină principiul masculin prin calm, izbândește coborându-se în tăcere. Așa încât, dacă o țară mare se înclină în fața unei țări mici, îi câștigă prietenia și încrederea. Și dacă o țară mică se înclină în fața unei țări mari, va câștiga de partea ei pe aceasta din urmă. Una câștigă plecându-se, cealaltă împodobindu-se cu modestie. Cum să trăiești împodobindu-te cu modestie? Cei mai mulți dintre noi am fost învățați că este important să-i dominăm pe cei întrucâtva inferior nouă în aproape toate demersurile vieții. Ni se spune să ajungem în vârf, să ieșim în față, să fim cei mai buni și să-i onorăm pe campionii care își înfrâng rivalii. Ni se pare normal să-i omagiem pe cei care fac cei mai mulți bani, pe cei care adună cantități impresionante de diverse bunuri materiale, sau pe cei care inspiră teamă sau instinct de supunere prin poziția de putere pe care o dețin. Ni se pare, de asemenea, normal ca cei ce acceptă să trăiască printre oamenii de rând să se bucure cel mai puțin de respectul nostru. Pasajul de față din Tao Te Ching ne invită să ne reevaluăm aceste convingeri. Privește oceanul, este cea mai mare forță de pe planetă. Tocmai pentru că este situat la un nivel inferior față de pâraiele și râurile ce sunt în modul automat și inevitabil atrase către el. Pe măsură ce râurile curg înspre câmpie, pentru a se contopi în cele din urmă cu oceanul, acesta crește și ajunge rezervorul principal a tot ce curge sub soare. La aceasta se referă Laozi în Tao Te Ching când vorbește despre Marea Mamă sau principiul feminin al lumii. Această energie feminină, sau yin, este adevăratul receptor al tuturor. Rămânând nemișcată și tăcută, înfrânge în cele din urmă toate tentativele masculine, yang, de a subjuca și de a cuceri. În versetul de față din Tao Te Ching, Laozi vorbește despre avantajele de care se bucură un conducător împodobit de modestie și folosește drept exemplu în acest sens imaginea țărilor. El compară atât națiunile mari cât și pe cele mici, cu oceanul în toată măreția lui, pe când observa cum diferite regiuni aflate în război, unele cu altele, încercau să se înfrângă reciproc, exersându-și puterea și supremația. Laozi a constatat că pacea și armonia sunt cu putință numai dacă regiunile sunt guvernate în spiritul lui Tao. Cu alte cuvinte, dacă își subjugă hegemonia, ego-ul, în loc să își subjuge vecinii. Laozi se adresa în versetul de față țărilor și conducătorilor lor politici, dar țările sunt alcătuite din oameni. Trebuie să devenim o categorie numeroasă de persoane dornice de a pune în aplicare înțelepciunea pe care Marele Maestru Chinez ne oferă. Trebuie ca toți să învățăm cât de valoroasă este o schimbare radicală a felului în care ne percepem pe noi înșine și pe ceilalți. Într-adevăr, aceasta ar putea presupune o reconfigurare totală a viziunii noastre asupra lumii. Dar, dacă începem să diminuăm din importanța pe care o acordăm gândirii insuflate de ego, mai devreme sau mai târziu lumea va înțelege mesajul pe care Laozi l-a transmis în vechime. Națiunile de pe întreaga planetă vor afla că liderii animați de energia feminină yin sunt benefici. La urma urmei, acesta este unul din principiile naturii, este de fapt lucrarea lui Tao. Poți aplica înțelepciunea din acest verset în mediul de afaceri sau cu orice persoană pe care o întâlnești, renunțând la ideea că dacă încerci să-i subordonezi pe ceilalți prin abordarea yang a dominației masculine, ai fi pe calea cea bună.
Dimpotrivă, observă cât de valoroasă este viața dacă reușești să câștigi încrederea și prietenia celorlalți printr-o abordare yin marcată de receptivitate feminină și calm. Pe măsură ce încerci aceste noi atitudini și comportamente, urmărește în tăcere cum energia ascunsă în următoarele sugestii începe să-ți influențeze realitatea. Reconfigurează-ți viziunea personală în legătură cu ceea ce înseamnă puterea. Poți să observi puterea în modestie, în liniște, într-un gest rezervat sau în discreție? În artele marțiale, învingătorul cel mai puternic este cel care folosește cea mai puțină forță și cel ce transformă loviturile adversarului său în tot atâtea ocazii în care el să-și demonstreze puterea. Analizează evoluția violenței de-a lungul istoriei umane. Cei obsedați de pozițiile de putere sfârșesc prin a recurge la brutalitate, după care atrag asupra lor înșiși acte similare de violență. La fel se întâmplă și în viața ta personală. Dacă rămâi calm și nu încerci să ieși în evidență, alții se vor grăbi în cele din urmă să te întâlnească, legându-se de tine prin prietenie și încredere. Pe măsură ce rămâi în această energie feminină yin, energie a mamei divine, vei radia tu însuți energie și putere și îi vei câștiga și pe ceilalți de partea ta, chiar și pe cei care sunt ostili schimbării. Gândește-te la tine ca la un ocean, rămâi deschis pentru a permite celorlalți să curgă înspre tine și uniți-vă pentru a crea o țară măreață, oriunde veți decide să vă stabiliți. Copiază exemplul celor care au avut un puternic impact asupra omenirii, folosind metodele cele mai puțin violente cu putință. Găsim multe exemple de personalități care au trăit împodobite cu modestie, oferind exemple de liniște și energie yin. Iisus Hristos, Buddha, Mahomed, Zoroastru, Sfântul Francis din Assisi, Gandhi, Maica Tereza și alți oameni de cel mai înalt nivel spiritual servesc drept modele de neprețuit pentru noi. Demonstrând ce înseamnă exact opusul principiului cunoscut sub numele de putere prin forță, ei au schimbat cursul istoriei umanității. Mai mult, ei se bucură de cea mai mare stimă în amintirea oamenilor de pretutindeni. Poți deveni și tu un conducător insuflat de Tao în mediul tău imediat, bucurându-te în sinea ta atunci când vezi că te asemeni oceanului liniștit, primitor și răbdător. Toți cei care vor să te domine și să te cucerească vor sfârși prin a curge supuși înspre tine. Practică Tao acum. În fiecare zi când te lupți cu aceeași grijă, cum să devii un conducător mai eficient pentru familia ta, țara ta sau lumea întreagă, aplică sfatul următor al lui Sai Baba. Iată ce îndrumă el cititorilor să facă, ori de câte ori au îndoieli în legătură cu ce acțiune să întreprindă sau cum să gândească. Citat. Când ochii ți se îngrozesc la vederea cruzimilor vieții, când gura ți este uscată și nu mai poți vorbi, cu primul strop de apă rece pe care îl vei bea, te voi liniști. Gândește-te la mine. Închei citat. Într-un moment de criză, spune în sinea ta, gândește-te la mine. Imaginii mentale prin care ți l-ai zugrăvit pe cel care te-a câștigat de partea lui, înclinându-se în fața ta și împodobindu-se cu modestie. Vei găsi imediat calea cea bună, ca și cum acea persoană ți-ar îndruma pașii ca să depășești lupta, dependența sau gândurile insuflate de ego ce par să te țină departe de natura ta feminină Tao.